pauza asta. Bine, bine. Pică bine. Și după victorie? Da. E o perioadă mai lungă, cu multe rezultate bune. Tensiunea va fi foarte mare, e un final, e un play-off, sunt mai multe echipe care sunt concentrate pe foarte puține puncte. Noi am plecat cu o reconstrucție la începutul sezonului, fără nicio speranță, doar a crea un grup cu jucători tineri. Din acest sezon să luăm un avantaj pentru anul viitor, dar jocurile ne-au adus în situația de a fi și noi acolo, suntem și în, cu un pas către finala cupei. Avem așa un an, să spun, în care am avut niște satisfacții, dar rămâne o perioadă foarte tensionată. Ați mai scăpat de tensiunea de aseară? Ce v-a spus exact patronul Julian? Dar nu pot să intru în discuțiile acestea de nivel jos. Din păcate, fotbalul în Grecia este unul foarte dificil, complicat. Cred că Grecia ar fi putut avea un campionat mult mai puternic și un fotbal mult mai bine reprezentat în Europa dacă nu ar fi fost această ipocrizie, dacă nu ar fi existat fel de fel de sisteme și de situații care să fie în avantajul echipelor din Atena. Ok, lucrurile merg înainte, vor merge înainte. Noi suntem de la Salonic, trebuie totdeauna să fim foarte puternic pregătiți mental ca să facem față și să depășim toate frustrările pe care le întâlnim pe parcursul unui an. Au fost foarte multe puncte care ni s-au luat de către VAR, de către arbitraje. Probabil că în situația normală, cu mai multe puncte pe care ar trebui să le avem, am putut spune și noi, da, suntem acolo la campionat. Așa, noi jucăm meci după meci. Cum a fost la pauză? Ce le-ai spus la pauză când i-a răspuns? Că nu jucăm bine, că am intrat diferit față de ceea ce ar fi trebuit să arătăm, că mai este o repriză, că avem obligația să ne batem, să credem. Nu este că adversarul a fost mai bun, este că noi am interpretat greșit tot ceea ce am făcut în prima repriză. Și să creadă până la capăt. Dar ați mai pățit să fiți furat ca în sezonul ăsta de arbitraj, în cariera dumneavoastră de antrenor? Am pățit și mai rău, ni s-a furat un titlu și tot în Grecia și ni s-a furat și o cupă anul trecut, tot în Grecia, deci lucrurile acolo se întâmplă foarte des și întotdeauna în defavoarea PAOK-ului. De ce? Pentru că PAOK este din Salonic. Atena e Atena, Atena are forță, are un sistem în jur, au reușit să transforme acest VAR în unelte pe care le folosesc, în special la jocurile în care nu sunt arbitraje din afară. Și sigur că pentru noi, cum ți-am spus mai devreme, lucrurile se complică, dar în același timp toate aceste situații ne întăresc și ne fac să trecem peste frustrări mai ușor decât vor trece ceilalți. Ați văzut că și la noi sunt probleme cu VAR-ul, deci mai mult nu știu ce să mai spunem. Probabil că ne aflăm cam în aceeași zonă a Balcanilor și lucrurile stau în acest fel, dar nu știu foarte mult ce s-a întâmplat, nu știu de România, știu doar de rezultate. Ce spui? E un VAR second hand și în Grecia, cum se zice pe la noi? Nu știu cum se zice pe la noi sau pe la voi. Eu spun că VAR-ul e o idee frumoasă, o idee care ar trebui să fie benefică fotbal, dar din păcate în țări ca ale noastre, Grecia, România, VAR-ul a ajuns să fie transformat într-o unealtă pentru a da avantaje unora și a lua celorlalți. De ce ai fost eliminat la urmă? Ce explicație ți s-a dat? Meciurile în Grecia sunt cu foarte mare încărcătură emoțională. Asta este un aspect care ar putea fi pozitiv. Trăirile sunt foarte intense. Cei de la Aris trăiesc doar pentru a stopa PAOK-ul. Faptul că au condus 1-0, că rezultatul s-a întors și a fost 2-1 pentru noi, a creat o foarte mare frustrare în rândul suporterilor și sigur că au început să arunce cu fel de fel de obiecte, cu sticle, cu... De acolo a fost și o reacție a mea la un moment dat, m-am făcut că ia un pahar și că îl arunc către tribune, dar fără să-l fie aruncat, pentru că știu ce ar fi însemnat
să fie aruncat ceva. VAR-ul a comunicat că eu am aruncat ceva și atunci arbitrul m-a eliminat. Deci de acolo a coborât patronul lor sau președintele lor pe teren, dar nu vreau să intru în astfel de discuții. Eu am punctat întotdeauna ceea ce s-a întâmplat acolo. Lor nu le convine adevărul. Nu le convine adevărul pentru că știu că am dreptate. N-am jignit pe nimeni, n-am atacat pe nimeni la persoană. Despre echipe am vorbit foarte frumos, ceea ce era de vorbit, însă de acolo am foarte multe atacuri la persoană. Asta înseamnă că ceea ce fac și ceea ce noi facem cu echipa noastră PAOK în pofida tuturor acestor nedreptăți împotriva acestei Atene care desconsideră Salonicul, mi-arată că suntem pe un drum un drum bun. Fără faptul că vine să le oferiți expresia europeană de care au nevoie pentru a câștiga titlul și mai departe. Cine a venit? Noi, este de la Farul. De la Farul ne-au propus, cred că Gica a propus asta printr-un prieten comun și eu nu sunt adeptul meciurilor amicale în această perioadă, mai ales că avem și noi jucători la lot, dar fiind vorba despre Gica Hagi, despre Farul, am acceptat imediat și cred că va fi până la urmă un moment benefic pentru ambele echipe în vederea acestui play-off care urmează. Lucrați că Rapidul este în top? Ușor, ușor, că nu sunt. Pe rând, am răbdare, stau aici cât vreți voi. Nu, nu este o surpriză. Farul întotdeauna a fost o echipă care a fost sus la în clasament. Îl are pe Gică, care este un antrenor deosebit, cu o mentalitate de învingător, care știe să transmită această mentalitate. Și nu este o surpriză. Bătălia va fi foarte grea. Oricum, cineva va câștiga campionatul, cineva va termina pe locul 2, dar asta nu înseamnă că aceste echipe și chiar locul 3 nu au lucrat foarte bine pe parcursul unui an. În final, diferența va fi făcută la detalii. Vă bucurați că Rapidul a ajuns în top și se luptă din nou pentru titlu? Mă bucur în special pentru că este Rapid, dar mă bucur și pentru că este un club de tradiție și fotbalul românesc are nevoie de reinventarea acestor echipe de tradiție, cum este cazul Rapidului, cum sper că va fi și cazul lui Dinamo. Nu știu ce să mă aștept la FCSB Steaua, deși pentru mine rămâne FCSB Steaua, dar fotbalul românesc are nevoie de această emulație. Simt și văd, de câte ori mă mai uit și eu pe la televizor și sunt meciuri în provincie, cum lumea se duce cu mare pasiune la stadion și lumea are nevoie de astfel de branduri ale fotbalului românesc. De atmosfera ce? Mi-e dor de casă, dar mă simt bine și aici unde sunt. La care play-off e mai puternic, cel din România sau cel din Grecia? Nu poate fi comparată Grecia, campionatul Greciei cu campionatul românesc. Campionatul Greciei este la un nivel superior și jucătorii de valoare și jucătorii cu bani mulți aduși. Grecia întotdeauna a atras jucători de calitate și nume. Sunt forțe mult mai mari, sunt patroni cu potență financiară uriașă, sunt patroni cu orgolii foarte mari. Așa cum îți spuneam, fotbalul în Grecia e aproape religie. Lucrurile sunt la un nivel total diferit față de ceea ce în acest moment în România. Cum îl vedeți pe tatăl dumneavoastră cu aceeași pasiune pentru fotbal în continuare la vârsta aceea? Nu-l prea văd. Nici la televizor, nici față în față. Încă are pasiunea aceea? El singur știe ce are. El vă poate spune. Eu atâta știu că îi doresc să facă ceea ce vrea, nu-l sfătuiesc absolut nimic. Cred că el e la o vârstă la care știe foarte bine ce-l face să se simtă bine. Nu putem să nu vă întrebăm de națională. Urmează două meciuri. Nu, te rog, nu mă întreba. Că nu, ca suporter, atunci porniți. Ar trebui să ne spre Euro. Cum așteptați să se descurce naționala măcar așa? Să se califice. Ar trebui să ne temem de Andorra și Belarus? Nu să te temi, dar fiecare meci prezintă dificultăți. Astăzi fotbalul a devenit foarte complicat. Echipele mici sunt foarte bine pregătite din punct de vedere defensiv, trebuie să fii foarte atent. La echipa națională nu este timpul necesar pentru a da o organizare de joc, pentru a
crea niște relații de joc și atunci lucrurile se pot complica. Nu trebuie să ne fie frică, dar trebuie tratate meciurile cu foarte mare atenție. Cred că până la urmă aceste meciuri te fac să pierzi o calificare. Înțelegeți? Sau să te califici. Înțelegeți situația lui Eduard Iordănescu în acest moment? Nu sunt oameni mulți așa care cred în capacitatea lui de a fi selecționer și știți cum e să fie așa lumea critică cu selecționer. Asta e situația antrenorului echipei naționale. Peste tot și în special în România. Nu îi rămâne decât să aibă noroc, să aibă șansă, să aibă rezultate și să schimbe lucrurile în felul acesta. În viitor, dumneavoastră, v-ați mai întoarce vreodată selecționar la naționale? Doamne, am mai discutat acest subiect. N-are, nu știu ce înseamnă viitorul. Peste 10 ani, 15 ani, poate că nu voi mai fi în fotbal. Rămâne o poartă de zi. Deocamdată sunt plecat, mă simt bine. Da, Nu vreau să-i răspund, deci nu intră în calculele mele o eventuală preluare a unei echipe naționale. Nu am avut această experiență, știu ce înseamnă. Consider că sunt un antrenor pentru o echipă de club, îmi place să fiu zi de zi acolo, îmi place să pot transmite idei. La echipa națională lucrurile sunt total diferite. CFR poate fi oprită? Credeți că poate fi oprită? E o bătălie între CFR, Faru, FCSB. Lucrurile sunt foarte interesante. E Rapidul care poate să arbitreze. Atunci când există aceste dueluri directe, orice rezultat este posibil. CFR-ul are experiență, e clar. Îl are și pe Dan Petrescu, care e un antrenor care știe să câștige cu CFR în special. De cealaltă parte este Gică Hagi și el cu o altă imensă experiență și cu altă carismă, cu personalitatea lui, cu mentalitatea lui de învingător. Cred că lupta se va da între cele două, dar e posibil să apară și FCSB. Cum s-a văzut scandalul de la distanță, scandalul licențelor? Cred că a ajuns în toată Europa. Scuză-mă. Nu știți? Habar n-am și nu am de unde să știu, nu urmăresc. Sunt antrenori care nu au licență și iar antrenează. Cum este cazul FCSB-ului? FCSB care anunță că nu vrea să pună antrenor și rămâne Mihai Chichilică. Sunt niște reguli clar stabilite de către UEFA și care trebuie să respectate. Dacă nu se respectă, federația trebuie să ia măsuri. Este foarte simplu. Am ajuns la această situație că trebuie să înțelegem că regulile sunt reguli, legile sunt legi și trebuie să respectate. Dacă nu, trebuie plătit. Nu mă implica în polemici, pentru că nu vreau să intru. Nu mă interesează aceste polemici. Am auzit așa rapid astăzi de la un prieten, de la cel care a intermediat meciul acesta, că este o polemică între Gică și Edi. Nu cunosc situația lui Ianis, nu cunosc gândurile antrenorului echipei naționale și nu mă pot pronunța. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că Ianis este un jucător de mare talent, că are viitorul încă în fața lui și că va crește cu răbdare și cu ambiție. Dincolo, este un antrenor care și-a programat o pregătire pentru niște meciuri și își asumă o responsabilitate. Mai am eu o întrebare. Spuneați că peste 10 ani poate vă retrageți și Marius Modică spune că se retrage. Dumneavoastră, când v-ați fixat așa limita până la care mai activați în fotbal? Am răspuns că nu știm ce vom face nici peste 2 ani, nici peste 3 ani, cu atât mai mult peste 10 ani. Marius știe mai bine ce vrea. Oricum este un antrenor de care fotbalul românesc are nevoie. Este un antrenor care, pe unde a fost, chiar dacă a polemizat mult, a avut rezultate bune și din echipe mici a reușit să transforme acele echipe în echipe să se bată la primele locuri. Are toată aprecierea mea. Dacă a decis să se retragă, înseamnă că
vrea să aibă și el o viață liniștită. Spuneți-mi dacă aveți un jucător român care vă place în acest moment, pe care l-ați luat poate la pauză. Nu intru nici în astfel de comentarii. Nu, pentru că imediat ce spun aici, dincolo se duce și avem nevoie de liniște noi acolo.